Pentru balanțe, în 14 noiembrie se formează o piramidă de apă care implică pe lună, pe Venus și pe Jupiter retrograd. Pentru voi va implica cariera, creativitatea, ceea ce pe voi vă face fericiți. Va aduce mai multă sensibilitate, emoție, misticism, imaginație. Între 14 și 18 noiembrie, resursele, comunicarea, locul de muncă, sănătatea, aici sunt susținuți în a arăta marturitate afectivă, generozitate, diplomație, iubire. În relații, încredere reciprocă. În familie, cămin, în relațiile părinții, se poate folosi creativitatea, gândirea profundă, entuziasmul. Data de 15 noiembrie, în comunicarea cei apropiați, apare căutarea cunoașterii, experimentului, aventurii. Puteți căuta înțelegerea spirituală, emoțională, puteți căuta să vă extindeți relațiile, să ajungeți la un progres, iar în familie și legat de cămin, de relație părinții, chiar valorificarea creativității, a gândirii cât mai profunde a entuziasmului. În 17 noiembrie, în comunicarea cu cei apropiați, apare posibilitatea de a vă dezvolta spiritual, de a căuta progresul, și chiar de a renunța la ideile care nu mai sunt de actualitate. Puteți avea confruntări de idei, explorare intelectuală, gândire deschisă la nou și la uh, lucruri care țin și de spiritualitate, de idei filozofice. În 20 noiembrie se formează de altfel și o piramidă de aer care implică pe Lună, pe Marte, Retrograd și pe Saturn, care va antrena lucrurile care pe voi vă fac fericiți cunoaștere, călătorii și pot favoriza reușta intelectuală implicând aceste aspecte, deschidere socială, satisfacerea curiozității, a idealismului și chiar folosirea cu succes a relațiilor sociale.